Vă doriți ca simpatia pentru matematică să crească copilului dumneavoastră odată cu încrederea în forțele proprii? O soluție ar fi sorobanul, dezvoltat în Japonia, un fel de abac sau cum se numește la noi, socotelniță. Ce beneficii presupune această tehnică de calcul și de ce copiilor le place să o utilizeze, ne spune instructorul de soroban, Svetlana Cujilnaia. Bună ziua și bun venit, salutare și copii. Trebuie să recunosc că niciodată nu am avut o pasiune aparte pentru matematică, dar această tehnică de calcul, dacă o putem numi așa, e interesantă. Ce presupune ea, pentru că e numit cumva abacul japonez? Și ce înseamnă asta? Hai să explicăm pentru toată lumea. Bună ziua! Aritmetica mentală japoneză este un fel de calcul pe soroban, pe acest instrument abac, da? Și cu ajutorul acestui instrument copiii învață să calculeze adunarea, scăderea și înmulțirea. Dar important este că cu această metodă, cu ajutorul acestei metode, copilașii își dezvoltă creierașul. Anume atunci când ei calculează în imaginație. Ceea ce învățăm noi pe ei, să calculeze în imaginație. Știu că aveam cândva de mult aceste instrumente la care calculam și sunt unele asemănătoare prin magazine, le putem vedea de altfel. Mai sunt și în ziua de azi. Din ce este format sorobanul? Sorobanul este format dintr-un cadru, așa. Are o bară la mijloc și are biluțe și rândișoare. Și fiecare rândișoare reprezintă rangul, deci unități, zeci, sute și așa mai departe. Cât este de greu să înveți să calculezi la o astfel de soroban? Dacă o iai de la început, este foarte ușor, mai ales că copiii se antrenează zilnic și arată rezultate foarte frumoase. Pentru maturi, ei când văd rezultatele, cum calculează copiii, rămân frapați. Dar de fapt nu este complicat, în fiecare zi câte un pic. Bine, rezultatele că sunt, evident lucru, dar care este scopul? Ce dezvoltă la copii? Dezvoltă foarte bine memoria, atenția, concentrația, viteza procesării gândirii, mai multe. Deci putem face o analogie cu sala de forță. Copilașii vin să-și antreneze creierașul ca pe parcurs să fie creierașul mai puternic, să poată orice să facă mai ușor. Multe activități și li se dă mult mai ușor și matematica. Mult mai ușor matematica în primul rând, apoi să studieze o limbă nouă, să țină minte o poezie, este mult mai ușor. Adică dezvoltă și anumite abilități pe lângă faptul că calculează mult mai rapid. Dar cât de ușor este după soroban să treacă la viața reală și să calculeze în viața reală? Adică ne ajutați de soroban. Știți cum, iată, când înveți să mergi pe bicicletă, deci primii pași te gândești cum să învârtești acele pedale, da. Dar apoi nu te mai gândești, doar mergi înainte, la fel și aici. Deci copilașii învață această metodă, dar pe parcurs ei folosesc cum le este lor mai ușor. Deci, tehnica de calcul. Da. Copii, vouă v-a fost ușor să învățați să calculați? Da. Vă place matematica? Da. Da. Și cât de ușor, cât de rapid calculați voi? Rapid. Foarte rapid. Doamna Svetlana, de la ce vârstă, de exemplu, pot să se înscrie copiii și să învețe să calculeze? Noi primim copii de la 5 ani, este vârsta optimă, 5-12 ani, pentru că până la 5 ani copilașul încă nu este pregătit moral să învețe această metodă. După 12 deja le pare simplu. Dar pot să încerce și cei care au și 13-14 ani. Noi am făcut cunoștință cu copiii un pic mai devreme și Gheorghe, Nicoleta, Bogdan și David sunt alături de noi. Gheorghe, tu de cât timp faci calcule și ești la soroban? Cât timp ai de când calculezi astea? Ai un an, doi? Un an, dar el se... De un an calculezi? Se rușinează. Băi, ce bravo, lasă emoțiile! Nicoleta, tu de cât timp? De 2 ani. Și tu? De 2 ani. Și tu, David? Eu, primăvara asta, fac un an. Un an? La soroban. Fantastic! Sunt convins că îi cunoașteți pe toți în parte și capacitățile lor. Hai să facem și o demonstrație. Cum calculează și cât de multe știu? Pentru că pe lângă adunare, scădere, bănuiesc că pot să mai facă și alte operațiuni. Corect. Încercăm la început calcul pe soroban, apoi vă arătăm abilitățile, cum calculăm în imaginație. Ok. Ok. Așa. Deci fiecare are sorobanul în față, da? Haideți. Hai să vedem, că sunt maxim curios ce se întâmplă și cum se calculează. Noi, de exemplu, știu că în școală, chiar sau în liceu, calculam pe calculatoare și la un moment dat, bine, aveam și un ceas cu calculator.
din ăla de producție mai veche și acum tehnicile, bine, au venit cumva la noi și sunt schimbate. Chiar sunt curios. Așa, pornim aplicația, da, vor fi niște acțiuni cu sutie pe soroban. Ok. Așa, hai să începem să calculăm, da? Sunteți pregătiți? Da. Pornim. Plus 982, minus 571, minus 111, plus 596. Răspunsul este, spuneți? 896. În glas. Toți au răspunsul ăsta, da? 896. Așa, verificăm. Este corect. Și eu nici măcar n-am reușit să aud bine cifrele astea și a fost calculat. E o viteză specială la aplicația respectivă? Adică cât de rapid sunt spuse cifrele? Da, în dependență de viteză, deci dacă este mai rapid, atunci este și mai complicat, pentru că copilul trebuie să audă cifra, numărul, da, să perceapă, să știe cum să calculeze, pentru că sunt mai multe teme. Sunt teme și mai complicate și trebuie să ia o decizie cu care temă să calculeze această acțiune. Eu încă am rămas uimit de rapiditate. Mai încercăm un test, copii? La fel de rapid? Așa. Încercăm, hai, ridicăm viteza un pic? Da? Ridicăm, hai, viteza. Deci, cei care au auzit deja în microfoane, fiți foarte atenți cât de rapid se vorbesc aceste cifre, sunt rostite, și cât de rapid calculează copiii. Așa. Pregătiți? Pornim. Da. Plus 757, minus 651, plus 823, minus 518. Răspunsul este... 411. Așa. 411, da? Verificăm. Avem emoții, dar... Ce calcul, 411. Deci... 411. Stai, cam și eu emoții. Uite, ăsta este, e adevărat răspunsul. Magnific, copii, deci chiar sunt impresionat. Noi care, bun, de exemplu, încercăm să calculăm un 10 plus 20 plus 40, respectiv, un calcul rapid de la mine, îl faceți? Da. Hai, vă zic eu repede, 4 cifre acolo. 242 plus 110 minus 100. Băi, nu știu, cifra, prea nu știu, simplu. Dar... Era prea simplu, adevărat. Era prea simplu. Nu știu cât e, dar a fost cumva... Cât v-a dat? Care e cifra? 252. 252. E adevărat, uite, îmi spun colegii de regie că ăsta era calculul. Măi, fain, chiar sunt impresionat și vă urez să aveți parte de mult mai mulți copii care să își dorească acest lucru. La sorobanul mare cum se calculează? La fel de rapid sau fel e de doar rapid machetă? Da, se calculează. Aici, okay, arată profesorul ca să vadă copilașii cum calculăm. Dacă se poate, putem să vă arătăm cum înmulțim. Este... Hai să facem un calcul rapid și... Pe soroban? Da, mai avem un pic așa de timp și în dacă imaginație putem face o demonstrație... Da. Imaginație. Cum ar fi asta? Așa, copilașul își imaginează sorobanul, da, în creierașul său și calculează, la fel cum calculează pe acest instrument, calculează în imaginație. Ok. Dar arătăm o viteză mare. Bine, da? Hai să încercăm. Așa. Că tot suntem în secolul vitezei și al tehnologiilor. Eu chiar sunt impresionat de aceste calcule odată în plus. E o tehnică, într-adevăr, care demonstrează și m-am convins de acest lucru, că dezvoltă, într-adevăr, atenția copiilor, pentru că să reții cifrele astea și să le calculezi în timp record nu e atât de simplu. Fiți atenți. 9. Mai multe acțiuni. Mai multe acțiuni. Ce, sunt puține astea pentru voi? Sunt puține, copiii sunt... Eu nici pe care să le rețin. Era 7 plus 9 plus minus. Pregătiți? Da. Haideți. Șapte. Verificăm. Pe mine m-ați pierdut la treia cifră.
Vă invităm la școala Soroban. Pe bune, m-ați pierdut la treia cifră. Vă urez succes în tot sufletul, este impresionant ceea ce faceți și dacă e să revin la ceea ce am zis, adevărat că chiar dezvoltă absolut toate acțiunile copiilor și voi copiii succes în continuare, să ne bucurați cu rezultate frumoase. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim pentru invitație. Cu drag, vă reașteptăm cu rezultate frumoase și poate chiar și medalii de la campionatele mondiale. Mersi mult. Cu drag.